Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotella cu etalarea pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Gemeni, etalare pentru jumătatea lui august până în septembrie, când o fi, o întrei și o vedea. Am pregătit deja o parte din mesaje ca să câștig timp, să nu mă lungesc atâta oră și ceva să pot să fac și la alte zodii. În primul și în primul rând, din seria cărților pe care le voi folosi pentru etalarea în cuplu, singuri și cu celelalte zodii, a vrut să se arate 8 de cupe. Că aveți de-a face cu un semn de... și nu neapărat cu semn de apă, cu o situație emoțională. Hai să nu mai zic semn de apă. Zic situație emoțională. În care unii dintre voi vă detașați de această situație tocmai pentru că vă simțiți dezamăgiți sau neîmpliniți sau amărâți. Sunt diferite motive emoționale. Unii dintre voi mergeți către nouă, către nouă de cupe, evident, către satisfacții, către o dragoste de sine care trebuie materializată cât mai înțelept și cât mai rapid. Altfel, trece timpul și rămâneți cu sufletul gol sau, în fine. Acum că voi sunteți aici, că este altcineva, rămâne de văzut, pentru că e o etalare colectivă. Interesant e că setul de cărți s-a oprit la asul de spade. Trebuie să manifestați adevărul. Într-o situație acasă sau într-o relație, cu un semn de foc eventual, pentru unii că o fi suflet geamă, că o fi suflet pereche, variază. Ideea este că, da, unii dintre voi ați jonglat între un semn de apă și un semn de foc, într-un fel sau altul. Poate că o fi un semn de apă și un alt semn. Ideea este că au fost două persoane și nu zic semn musai. Într-o persoană emoțională care vă oferă o stare de stabilitate emoțională, asta face regele de cupe, și o persoană care vă instigă la pasiune. Asta ca să renunți la acea expresie sau obicei de a zice că regele de cupe nu e obligatoriu să fie semn de apă. Repet, de câte ori pot, regele de monede nu e obligatoriu să fie semn de foc. Ideea este că se manifestă într-un anume fel. Însă, una dintre persoane, clar că sunt două, se jonglează între două situații emoționale și sexuale, să zicem. Pasionale pentru unii. Într-una din situații se pune problema menținerii unei relații de lungă durată, a unei căsnicii. Din acest motiv, trebuie să vă detașați emoțional de una dintre cele două persoane, de regele de bâtă, de regele de cupe, de cineva trebuie să vă detașați ca să manifestați adevărul. Ca să manifestați adevărul. Interesant este că și mesajele au spus: întoarceți-vă inima către lumină, da? Și asta face. Dacă 8 de cupe e o carte destul de sumbră, destul de tristă, știm bine că merge către 9 de cupe, care este o carte colorată și optimistă, în care voi vă regăsiți echilibru emoțional, bucuriile, satisfacțiile, mergeți către acest 9, cupa aceasta de lumină. Mergeți către 9, întoarceți-vă privirea către lumină. Ca să puteți manifesta adevărul. Apare doi de monede. Doi de monede puteți să fiți foarte bine voi, pentru că sunt de semn dublu, care trebuie tot timpul să alegeți între două idei, între două concepții, între două direcții. Evident, poate să fie și două persoane, poate să fie și două joburi, da? Între cel puțin două. Sunt de semn dublu, ăsta e adevărul. Nu zi musai că e semn de pământ. Puteți să fiți foarte bine voi. Deci mesajul este clar. Întoarceți-vă privirea către dragoste și din seria cealaltă aveți sămânța inimii. Imediat o să o explic și pe aceea, dar vreau să mai vorbesc un pic despre ce apare la capătul setului de cărți în seria mesajelor de la îngeri. Dragostea face diferența și pentru că am văzut mai devreme cineva trebuie să aleagă între dragoste, dragii mei, și pasiune. Ia să vedeți. Da? Și pasiune. Trebuie să alegeți. Stai să le așez frumos, ca un evantai. Da? Trebuie să alegeți între dragoste adevărată și pasiune. Și asta e pentru că regele de cupe nu arată mereu dragostea. Puteți să rămâneți în suflet. Nu știu pentru cine o fi acest mesaj și sigur mă înfiori, ori este pentru cineva.
Puteți să rămâneți în suflet cu o dragoste profundă pentru cineva, dar să rămână să nu o arătați pentru că trebuie unii dintre voi, așa simt, trebuie să vă mențineți stabilitatea, că e patru de bâte, acasă și adevărul. Asta e un mesaj pentru unii. Ideea este că dragostea face diferența. În momentul în care vă întoarceți către lumină, vă regăsiți repede dragostea față de voi, primiți cu apreciere orice vă poate crește și vă poate aduce mai aproape de acest nouă de cupe, de această cupă de lumină. Repet, cupa de lumină trebuie găsită în voi, este cupa voastră. Și în momentul în care, și asta se va regăsi cu credință, aveți credință, da? Iar singurul lucru real este dragostea. Real. Și în momentul în care vă regăsiți dragostea de sine, veți manifesta cu credință, în timp, și perechea perfectă, în cazul în care vă permite situația, evident. Dacă este nevoie să, sau trebuie unii hotărâți, luați această decizie să vă mențineți căsnicia. Dar sunt alegerile voastre. Eu acum am citit niște cărți și rămâne să vedeți cum le adaptați aceste mesaje la viața voastră personală. Sămânța inimii. Trebuie să însămânați ceva în sufletul vostru. Aveți 25. 2 cu 5, 7. 7 știți că înseamnă 7 de... E un ciclu karmic. Aha, este Saturn, este numărul lui Saturn. Pentru că vorbim de sămânță, iar sămânța se pune în pământ într-un conținut care oferă siguranță ca să poată să crească. Și cel mai sigur este atunci când vă însămânțați pe voi, cum am vorbit la 9 de cupe. Concentrați-vă pe dragoste față de voi ca să poată să crească la un moment dat această dragoste și să atrageți. Când veți fi mari, ca niște stejari, veți atrage. La umbra voastră, în preajma, eu știu, florilor, aroma, ce mai veți mai degaja atunci, lumina pe care o veți degaja. În acest moment, unii sunteți într-un void, da? Într-un vid. Este un moment zero pentru unii, un moment de transformare. Interesant, este seamănă oarecum, dar e diferit, da? Este un punct de lumină la care trebuie să ajungeți, acel punct, da? Cupa de lumină la care trebuie să ajungeți într-un fel sau altul, să vă treziți. Că asta face. Asta se întâmplă, de fapt. Intri în vid, apare trezirea, se însămânțează ideea respectivă și va crește în timp. În spatele acestui void, acest vid, este lăsați femininul să vă conducă. Și dragile mele de gemenuțe, care puteți să aveți diferite planete, diferite zodii, nu vorbim că femeile trebuie să conducă, este o mare diferență. Femeile evoluate, femeile care și-au lucrat personalitatea, care au investit în creșterea lor spirituală, despre acele femei vorbim. Și nu musai doar despre femei, vorbim de acea latură feminină, pe care în general femeile, evident, evoluate le exprimă. Femininul înseamnă să fii receptiv, să cauți lumină, nu înseamnă să te porți ca un bărbat, da, să porți fusă și să te porți ca un bărbat. Nu înseamnă că asta, această carte nu asta încearcă să spună, da? Că femeile conduc, nu. Deci energia feminină trebuie să arate drumul. Prin toleranță, prin iertare, prin înțelegere. Nu zic să îngăduiți situații neplăcute, nu asta zic. Sau să faceți compromisuri care vă descresc, care vă influențează negativ creșterea, da? Personală, spirituală. Nu asta zic. Zic că trebuie să lucrați la această energie feminină, mai întâi în voi, repet, ca apoi să puteți să conduceți energia masculină, pentru că acum sunt niște probleme, se pare. Că de-aia apare o separare emoțională. Emoțională ține de feminitate, da? Și avem 8 de cupe. Sămânța ține de creație, iar o latură feminină, un aspect feminin. Însămânțarea. Este un act masculin însămânțarea, dar creșterea în inimă, iar acolo, în acel spațiu sacru, că e inimă, că e alt loc, în personalitatea voastră, e un spațiu sacru.
care trebuie să crească și asta se face prin această energie feminină care devine receptivă. Interesant este că receptivitatea aveți și aici, receive, primiți, orice primiți cu dragoste și apreciere pentru a crește această sămânță, pentru a trece de la această stare de vid la această stare de lumină în viața voastră personală, în spațiu public. Și la un moment dat, da, unii dintre voi aveți de-a face cu o situație în care sunteți destul de diferiți. 48 înseamnă 12, 12, 1, 3, a treia zodie, da, voi, bărbatul de pe pământ și femeia din cer. Adică, într-adevăr, se știe că majoritatea bărbaților sunt foarte pământeni. Majoritatea, nu toți. Exprimă această latură masculină dintr-o perspectivă extrem de terestră. Dacă voi vă lăsați acum să crește, să vă însămânțați de divinitate, nu zic de acest bărbat, da? De divinitate, de diferite surse de inspirație, dacă vă lăsați să creșteți către această poziție, la un moment dat veți putea echilibra această situație, aceste diferențe într-un mod înțelept. Cam atât pentru mesajele generale. Haideți să facem acum, eu zic că e suficient pentru august-septembrie, cât o fi. Vedeți cum se leagă de mesajele care au fost puse și iau-te. O situație stagnantă. Unii dintre voi aveți a face cu un pește sau cu un semn de apă. Pește. Nu pește. Cu cineva în semnul peștilor, clar, sau cu cineva care are planete în casa voastră a 12-a, sau cineva care are multe planete în semnul de apă și devine foarte emoțional. Poate chiar voi. Dar nu se spune. Ce nu se spune? Nu se discută? Nu se spune. Trebuie luată o decizie, da. Ia uite, aici sunteți voi să vă vindecați eventual. Într-o situație. Trebuie să vă faceți planuri. Cum să ieșiți din stagnare? Repet, însămânțați. Planul ține de însămânțare, dar depinde unde, în ce direcție, ca să puteți crește corect. Acum, haideți să facem energie divină. Să vedem cei care sunteți în cuplu. Ia uite, vreți să aveți victorie, poate este cineva care vă atrage atenția, poate voi, ia uite, un semn de foc vă atrage atenția, că am văzut mai devreme pentru unii. Dar, dragii mei, mare grijă să nu vi se creeze confuzii, pentru că a fost doar o aventură sau persoana aceasta este aventurieră, da? Și creează confuzii și pare judecată, trebuie să judecați corect și să închideți un capitol și să transformați, altfel aveți dezamăgiri, dacă nu deja ați avut. Se zice că pentru unii acești șase de bâte poate să însemne și o victorie asupra unei situații. O călătorie victorioasă, niște reușite profesionale, întoarceți-vă, dar, cum zice, întoarceți-vă privirea către lumină, că asta face șase de bâte. Merge către lumină, către împlinirea sa. Ia, gemenuți în relații, în cuplu. Trei cărți, vedem. Gemeni în cuplu. De trei ori o dată, de două ori, de trei ori. Ok, așa se dea acum. Gemenuți în cuplu. Trei cărți. Regele de spade. Asul de spade, măi! Și trei de bâte. Vă doriți comunicarea după ce nu prea ați comunicat. Regele de bâte nu prea comunică. Este destul de autoritar. Destul, foarte, cel mai autoritar. Mai autoritar decât ceilalți regi. Foarte sobru. Aici sunt niște situații în care sunteți triști, cineva e trist sau dacă nu sunteți voi altcineva. Semn de pământ, poate pentru unii semn de apă, cineva e clar trist, se simte singur într-o situație. Pentru unii poate au fost niște triunghiuri amoroase pentru unii, nu pentru toată lumea. Pentru alții au fost niște diferențe de principii. Oricum. Probabil că unii dintre voi ați încercat o împăcare și această împăcare nu a fost primită.
Pentru că nu se dorește împăcare, se dorește vindecarea, se dorește restructurarea, se dorește un început stabil, nu se dorește doar un scuze sau se dorește ceva mai mult decât o mică cupă de împăcare. Da. Se dorește detașarea de o situație neplăcută, tristă și creșterea, eventual pentru unii, este nevoie să călătoriți către soția, mama copiilor voștri, soția voastră. E o situație. Chiar dacă au fost, pentru unii, în secret, a fost cineva care v-a atras atenția în secret. În fine, la un moment dat. Dar eu zic că unii dintre voi aveți acum nevoie de vindecare. Și după ce vă veți vindeca, veți manifesta ceva nou, un nou stadiu în relația voastră. Însă, în acest moment, central este asul de spade. Central, important este să exprimați adevărul față de soțul, soția, dacă acesta este soțul, chiar dacă este mai sobru. Este neplăcut să spui adevărul, mai ales dacă a fost un triunghi, mai ales dacă au fost niște pasiuni de-a distanță. Cred că cineva intuiește, pentru că regele de spade este foarte inteligent. Dacă aveți voi de-a face cu un alt semn de aer și s-a întâmplat ceva în afară, simte, intuiește, s-ar putea chiar să aibă și dovezi. Și atunci trebuie comunicată situația. Ca să puteți spera, să zicem, trei de bâte, spera la noi oportunități în această situație. Este un fel de a citi, știți că eu mai citesc și altfel. Pentru unii dintre voi așteptați la distanță pe cineva, dar probabil că dacă sunteți în cuplu, vorbesc de cuplu și sunteți separați de o distanță, de o apă, cineva călătorește pentru bani, pentru job, casa 3 este casa lui Mercur, călătorii de scurtă, pe scurtă distanță, pentru a face comerț, pentru a face bani, că asta e gemenii, da? C-o fi de scurtă durată, c-o fi de lungă durată, aceste călătorii sunt. Există. Din acest motiv, probabil, unii dintre voi nu ați comunicat suficient, s-a lăsat un soi de răceală între voi și altă persoană, persoana din cuplu și trebuie comunicat. Mare grijă cum comunicați, pentru că cu acest rege de spade, nu știu de ce, nu cred că este, vă reprezintă. Nu cred că vă reprezintă. Pentru că știu că gemenii nu sunt chiar așa. Ar putea să fie o balanță sau un învărsător. Dar gemenii nu sunt chiar așa. Pentru unii poate aveți de discutat niște chestiuni care țin de legi, de legislație, de autoritate, de poate în această călătorie, reîntoarcere a partenerului, partenerei, sunt niște chestiuni care țin de legi, așa văd. De guvern, de restricții, că regele de spade poate să impună restricții, niște chestiuni care țin de restricții. Poate se ridică restricțiile pentru unii. Interesant. Da, am zis, deocamdată. Așa, scurte mesaje. Vedeți cum rezonați cu ele și cum le aplicați în viața voastră, pentru că dacă sunteți aici și deja le-ați ascultat, înseamnă că e clar că este pentru voi acest mesaj. Rămâne de văzut unde îl aplicați în viața voastră, acest mesaj. Unde îl aplicați în viața voastră, acest mesaj. Gemeni. Gemeni singuri. Gemenuți. Și gemenuțe, bineînțeles. Singurei. De trei ori amestec o dată. De două ori. Oh, nu, sunt prea multe. Și aici este nevoie de discuție.
De 3 ori. De adevăr. Și în cazul vostru, interesant. Un nou început, evident, în momentul în care discutați adevărul, se manifestă deja o nouă cale, un nou început. 7 de monede, spânzuratul și asul de bâte. Pentru cei care sunt singuri, central este o situație care stagnează, stagnează poate de 7 săptămâni, de 7 luni, da? Stagnează, este o așteptare și aici, și aici este o stagnare. Nu zic așteptare, e stagnare pentru că deja persoana este legată de niște situații complicate. Situații care nu fac pe placul nimănui sau nu sunt pe placul nimănui. Unii dintre voi aveți de a face cu un semn de pământ, cu cineva cu planete în semnul peștilor și cineva cu planete în, nu zic semn de pământ, așa, sau în semn de foc. Pentru unii poate să fie... Pentru unii. Cineva cu planete în semnul peștilor să aibă pasiune pentru voi și să aștepte. Să aștepte, să se gândească dacă să mai investească, pentru că această pasiune necesită multe sacrificii. Pentru ei sau pentru voi. Pentru amândoi, să zicem, da? Dar știți cum? Aceste sacrificii pot fi înțelese după un timp când se primește inspirația divină. Inspirația divină este și aici, în care se materializează ceea ce s-a văzut. Așteptați să primiți o inspirație dacă să mergeți mai departe într-o direcție, într-un proiect, poate să fie proiect la locul de muncă, poate să fie o aventură care se poate dezvolta către o relație, poate să fie mult acest as de bâte, într-o situație care vă atrage atenția, vă instigă, vă inspiră. Dar așteptați totuși un semnal de la divinitate, o minune care să vă ajute să vă dezlegați. Până atunci sunteți legați de niște chestiuni care țin de bani, eventual, de lucru în grădina voastră, în casa voastră, în problemele voastre. Unii dintre voi trebuie să lucrați în grădina voastră, da? Să aveți grijă în ce investiți. Că este vorba de investiție intimă, sexuală, că avem bâtă, da? E vorba de investiție practică. Trebuie să vă gândiți bine. Altfel, dacă nu vă gândiți bine, intrați în încurcături, da? Intrați în încurcături deja în unele... În viața unora dintre voi se manifestă această stagnare. Pentru unii cred că e o stagnare financiară, dar care trebuie analizată corect, pentru că 7 de monede analizează practic, dar afară de practic, analiza practică, se așteaptă inspirația, inspirația divină și va veni asul de bâte. Am încercat să dau mai multe variante, sper că faceți diferența, da? Apare inspirația, apare proiectul sau apare personajul care vă instigă sau vă scoate, da? Ia uite. Și apare, am vorbit de semn de foc, există pentru cineva un semn de foc. Sau cineva, îți repet, nu semn de foc, cineva cu marcaj în semn de foc. Da, pentru cei care așteptați pentru unii dintre voi s-ar putea să vă întâlniți, așa zic, s-ar putea, pentru că nu o să se manifeste la toți, de-aia zic, pentru unii care aveți niște probleme financiare, s-ar putea la un eveniment să vă întâlniți cu cineva care aduce acest as de bâte, o persoană tot așa, acest rege de bâte cu... cu experiență, o persoană cu experiență, cu pasiune pentru ceea ce face, cu capacități de leadership, la un eveniment. Simt că o să întâlniți unii dintre voi acest personaj care vă va oferi asul de acest as. Proiect sau, repet, poate să nu fie proiect, pentru unii să fie altceva, nu doar proiect, să aveți ceva împreună, da? Mare grijă, analizați ceea ce vi se oferă,
Pentru că va urma după aia o perioadă de dezechilibru în care trebuie să vă reechilibrați financiar și să vă faceți planuri. Și planul acesta înseamnă de restructurarea vieții voastre, să vă detașați de stagnări, de bâtele care vă țin pe loc, vă detașați, ca să puteți să mergeți către, ia uite, de la 7 la 8. Să puteți să vă implicați total, că asta înseamnă și astfel de bâtă, implicare totală într-o direcție care aduce creștere și transformare. 8 e transformare, schimbare de energie, da? Și independență financiară pentru cei care aveți niște situații financiare, repet, da? Dar simt că mai prin septembrie, octombrie, situația aceasta se va dezvolta pentru unii. Așa simt. Clarificăm scânduratul. Da. Unii dintre voi aveți a face cu cineva în semnul Taurului sau al balanței Taurului mai degrabă. Văd că mulți văd semne de pământ. Și apare o separare între voi și cineva din semnul Taurului. S-a încercat ceva, o ofertă, dar a apărut separarea de un semn de Taur. Față de cineva care are planete în semnul Taurului, scuzați-mă. Da. Un scurt mesaj pentru unii dintre voi. Sper să-l adaptați cum trebuie, cât mai bine în viața personală, pentru că este foarte scurt, da, și foarte general. Acest mesaj și evident, voi sunteți mulți cu multe aspecte planetare, dar repede, dacă le-ați ascultat, trebuie să-l adaptați undeva. Rămâne de văzut unde. Haideți să vedem gemeni cu verbec. Aute. Geme și berbec. E o situație care se consumă. Vă consumă. Probabil, simt, că semnul berbecului să fie mai consumat în această situație, da? Central, tot persoana cu planete în berbec este defensivă. Posibil, unii dintre voi încercați o împăcare. Încercați să oferiți o întâlnire, o discuție emoțională, da? Însă simt că acest berbec se simte obosit și într-un fel sau altul se apără. Se apără. Nu primește prea bine această ofertă. Este obosit, obosită. Ia uite, e o situație. Posibil acest berbec să caute în secret, într-o altă direcție. Să caute comunicarea într-o altă direcție cu cineva care este matur și care, într-un fel sau altul, îi dă stabilitate și îi aduce multe emoții. Haideți să vedem. Gemeni cu Taur. Gemeni, ca să amestec un pic cărțile. Gemeni cu Taur. Gemeni cu Taur. Ce a fost asta? Wow! Nici n-am așteptat cărțile. Wow! 8 de cupe invers. Roata norocului invers. Așa au venit invers. Vindecare. Cineva are nevoie de vindecare în relație cu voi? Ha. Nu comunică? Pentru că vrea să se concentreze pe sine. Haideți să vedem a treia carte. Gemeni cu Taur. Am vrut să vină singure. O dată. Oh,
Gemeni cu taur. Trei de spade. S-au spus niște cuvinte. Cineva a fost mai aventurier. Celălalt a avut un ego. Nu știu cât de mare, mare sau mic, dar efectiv au fost niște argumente în legătură cu o situație. Trebuie regândită, replănuită. Dacă vreți să mențineți relația, trebuie replănuită. Dacă vreți să vă separați, pentru că este și o carte a separărilor, dacă decideți, cartea deciziilor practice, să lăsați în urmă băta care vă ține pe loc, luați-o pe cea care vă aduce victorie, pentru că este o stagnare cu roata norocului invers. Roata norocului nu se învârte, norocul nu se învârte în această situație. Posibil că ați încercat să reveniți, ați încercat să lucrați, să transformați emoțional și ceva nu reușiți să transformați emoțional în acest moment. Poate altă dată veți reuși. Deocamdată faptul că energia aceasta, norocul ăsta stagnează în relația aceasta, va duce dezamăgiri. Nu musai răni. Poate pentru unul să fie rănile mai mari decât pentru celălalt, dar clar e o situație neplăcută. Da? Repet, cineva a încercat să se întoarcă. Dar dacă vă întoarceți, dragii mei, vă întoarceți de la 8 către 7 de cupe, care 7 de cupe creează confuzii. Eventual, cine se încearcă să se întoarcă în viața personală, neapărat în relație, că există și întoarcere în viața personală, atunci vedeți că aveți alte opțiuni și stagnează, să zic, stagnează norocul în această relație pentru că vedeți opțiuni în alte părți și la un dat celălalt sau, da? Se simte rănit. Înțelegeți, da? Că unul dintre voi poate să vadă opțiuni în afară situației. Sper că ați înțeles mesajul. Mai, sunteți isteți. Acum, e un limbaj, asta e cu tarotul, e un limbaj special. Și așa, rapid, contra cronometru, ar fi foarte multe de spus și chiar și la trei cărți, dar contra cronometru... Gemeni cu rac, vă 3 de cupe și 10 de cupe. Văd emoții. Rămâne de văzut dacă are legătură cu mesajul. Bucurie cu prietenii. Gemeni cu rac. De 3 ori. Oh! Odată. Ia. De 3 ori am zis. Odată. Oh! Nu vrea să aștepte. Deci vreți să vorbiți. 2 de spade. Ok, două cărți au vrut să vină. Doi. Oh, mai. Ba, ce a zis? Am zis gemeni cu rac? Trebuia să fie gemeni cu gemeni. Acum am zis rac rămâne rac. Deci, gemeni cu rac. Dacă puteți să ascultați și la gemeni, că de obicei aveți planete și unul și celălalt în casele asemănătoare, rămâne de văzut. Eu acum am zis gemeni cu rac. Dacă o fi pentru gemeni cu gemeni, voi vedeți. Dar gemeni cu rac, nu se discută. Cineva încearcă să impună control. E un control mental aici, da? Nu se discută, apare și la 2 de spade. Nu se discută o situație. Și din acest motiv, unul dintre voi încearcă să-și facă planuri într-o nouă direcție, să gândească, să judece corect cum să renască, cum să renască, pentru că au fost multe răni, ia uite, 10 de spade, multe răni, într-o altă direcție care le aduce stabilitate. Valetul de monede, regele de monede, le aduce stabilitate în momentul în care persoana care este cea mai rănită în această situație alege corect și se setează corect către creșterea personală și către o direcție care îi dă stabilitate, da? Gândește și se lasă inspirat de divinitate și de rațiune, dar și de divinitate, atunci reușește să se ridice deasupra acestui ciclu de dureri, de trădări, de consum energetic. Cineva clar a vrut să impună controlul. 10 de bâte și împăratul în această situație. Puh, aveți împăratul, aveți doi regi, aveți o energie masculină aici. Nu voi.
situația în sine a manifestat o energie masculină negativă, pentru că energia masculină poate să fie și pozitivă, dar aici s-a manifestat o energie masculină negativă în care s-a dorit controlul, s-a consumat energie sau au fost dureri mentale, stres mental, care a dus la acest consum de energie. Și, repet, unul dintre voi, voi știți în ce poziție sunteți, că etalare colectivă și mesajul este destul de general, adică foarte general. Mura, oprește-te. Oprește-te. Te rog. Mura, oprește-te. Deci în momentul în care vă hotărâți să vă refaceți viața, refacere înseamnă și judecată, dar renaștere, refacere. Și bine, mergeți către stabilitate financiară deocamdată. Nu văd nicio cupă. Nicio cupă. Deși văzusem inițial 3 de cupe și 10 de cupe. Dacă a fost un triunghi amoros pentru unii dintre voi, a fost o iluzie. Pentru că asta înseamnă 10 de cupe pentru unii dintre voi. Dar evident că 10 de cupe poate să fie și o căsnicie fericită. Care căsnicie fericită a fost influențată dacă a fost cumva un triunghi amoros. Dacă v-ați concentrat mai mult pe distracție sau pe prieteni, că asta înseamnă 3 de cupe. Rămâne de văzut cum se adaptează acest mesaj în viața voastră, dar unii dintre voi, am zis, așa a fost să fie, da? Am zis până acum gemeni cu rac, dar trebuia să fac acum gemeni cu gemeni. Gemeni cu gemeni. Hai să vedem. Există? Gemeni cu gemeni? Ia. Gemeni cu gemeni. Wow! Apare faetonul, asta apare semnul racului la gemeni cu gemeni. Probabil că aveți acolo planete, dar n-a apărut în poziția lui normală. A fost o aventură? Pentru unii? În fine, deci gemeni cu gemeni. Asta vrea? Gemeni cu gemeni. Mai. Sunt foarte curioasă cât sunteți gemeni cu gemeni. Sunt multe cărți. Astea nu pot să le iau, sunt prea multe. Oricum, situația asta necesită vindecare, speranță, credință. Gemeni cu gemeni. Wow, turnul. Sunteți în separare? Da, sunteți în separare. Doi de spade, apare și turnul. Pentru că unul dintre voi a încercat să fugă, încearcă să fugă, da? Să evadeze din situație. Și apare evadare, apare turnul, ruptură, apare și blocaj în comunicare, apare și transformare. Vai, dar ce apare? Ce mai apare, da? Probabil că cineva, unul dintre voi, cel cu marcaj în rac, cu planete mai multe în rac, zic marcaj, chiar dacă vorbim de gemeni cu gemeni, avem gemenii central, da? Semnul de spade. Cine are marcaj în rac, mai mult marcaj acolo, simte că nu poate călători. Simte că... Și faetonul care nu merge către victorie este un faeton care nu este convins că aceasta este direcția lui. Interesant mesajul. Deci simțiți că nu este direcția voastră, nu este destinul vostru sau personajul acesta cu marcaj în rac sau voi. Simțiți că nu este destinul vostru, nu este ceea ce ar trebui să manifestați în acest moment și din acest motiv, unul dintre voi încearcă să evadeze, să fugă din situație și uite așa, sau au încercat și se va manifesta acest turn, această ruptură, această separare, exprimată și de doi de spade și de un final care este cu scopul de a vă transforma. Eventual, unii dintre voi aveți o relație la distanță sau comunicați la distanță cu cineva, simțiți oportunități la distanță din partea cuiva care vă aduce stabilitate. Văd semne de pământ. Vă aduce stabilitate și într-un fel sau altul echilibru și vindecare. Pe scurt, ca să nu stau să explic chiar toate cărțile, pentru că înseamnă foarte mult. Deci, acesta ar fi trebuit să fie gemeni cu gemeni. Dacă se manifestă la rac, rămâne de văzut. Eu l-am inversat un pic.
Și repet, poate nu n-o fi greșeală, poate așa a fost să fie. Voi asculta și la Gemeni și la Rac. Acum, haideți să vedem. Gemeni cu Leu. Gemeni cu Leu. Gemeni cu Leu. Ia uite. Gemeni cu Leu. Ia. Deocamdată visați. Situația se dezvoltă destul de greu, apare cavalerul de monede, dar central există temperanța. Gemeni cu Leu. Într-un fel sau altul vă echilibrați, da? Că cineva echilibrează. Bănuiesc că voi doi, într-un fel sau altul, vă echilibrați, dar situația avansează destul de greu. Unul dintre voi este mai precaut. Își dorește stabilitate. Și poate tocmai din cauza că își dorește stabilitate, vă echilibrați. Care sunteți în această situație? Iar variază. Dar temperanța vorbește și despre vindecare. Simțiți unii dintre voi că aceasta este o întâlnire specială între voi și acest personaj. Vă alchimizează. Situația prin care treceți în această perioadă vă alchimizează. Vă vindecă. Din ce punct de vedere zic vă vindecă? Pentru că apare și lecția spirituală, înseamnă apare eremitul. Am zis că etalarea e până mai spre septembrie. Eremitul caută și lumina. Aici în temperanță deja o primește. Personajul nu ca o primește, o radiază. O radiază. Dar faptul că eremitul nu este nici în picioare, nu este nici invers, înțeleg că această lecție spirituală încă de-abia acum unul dintre voi își pune problema unei lecții spirituale în această situație. Poate că la un moment dat unul dintre voi nu sau voi doi n-ați comunicat cum ar fi trebuit să comunicați și în această situație unul dintre voi face un gest practic, un cadou, că tot a fost ziua leilor, o întâlnire, care într-un fel sau altul echilibrează situația. Mare grijă, pentru cei care știți un pic de astrologie, posibil personajul cu semnul leului are și planete în fecioară și se fac niște quadraturi și se creează un disconfort în momentul în care e quadratură. Dar la capătul setului de cărți văd 7 de cupe, văd confuzii care... Se doresc a fi depășite, se doresc a fi transformate într-o întâlnire, într-adevăr, care aduce multă bucurie. Simțiți multe emoții în preajma lor? Simțiți. Dacă aceste confuzii au apărut datorită faptului că lucrurile au avansat destul de încet în relația voastră, unul dintre voi este determinat să vă întâlniți și să vă bucurați de acest vis. 6 de cupe și 10 de cupe. Pentru unii poate să fie o relație la distanță. Mare grijă, rămâne de văzut și în septembrie, e o energie generală de moment, mare grijă cum manifestați acest vis, această întâlnire, că există clar dorința de întâlnire, 6 de cupe, dorința de întâlnire, dar apar două cărți care arată confuzii și iluzii, 7 de cupe și 10 de cupe. Există determinare, dar există și multă confuzie. Din acest motiv apare și eremitul. Sfatul este să lăsați lucrurile să se dezvolte în ritmul lor, da?
și să fiți temperați în abordarea acestei situații, altfel dacă nu sunteți temperați și nu-ți lăsați lucrurile să se dezvolte, să zic, natural și într-o direcție care aduce stabilitate, s-ar putea acest vis frumos să se transforme în dezamăgire și într-o... Da? Sunt niște sfaturi în acest moment. Niște posibilități. Asta pentru că apare eremitul. Într-o poziție incertă. Învățați, intrați în această călătorie spirituală, vă străduiți să o învățați sau se transformă în tăceală și în răceală. De-aia zic, cu precauție, cavalerul de monede, cu precauție. Vindecați-vă unul pe altul, aveți răbdare unul cu celălalt, că dacă aveți planete în fecioară, unul dintre voi se creează aceste cuadraturi și cuadraturile duc către separări la un moment dat. Sau disfuncționalități. Gemeni cu fecioară. Gemeni cu fecioară. Ia, de trei ori. O dată. Ah. A apărut semnul fecioare, semn de pământ. Fecioară. Regele de cupe. Gemeni cu fecioară. Ok. De trei ori. O dată. De două ori. De trei ori. Gemeni cu fecioară. Vă doriți foarte mult să comunicați. Atracția pe care o aveți. Există o atracție. Deci, cărțile sunt central între gemeni și fecioară. Apare acest central, rege de cupe. Apare și regele de monede și apare și faetonul. Aveți nevoie de echilibru emoțional în această situație. Posibil unul dintre voi nu arată emoții. Casa face regele de cupe, nu arată. Foarte posibil, nu zic obligatoriu, foarte posibil să nu arate acest rege de monede, emoții. Să fie concentrat mai mult pe acel aspect material și care oferă stabilitate. Și din acest motiv apare faetonul, nevoia de a merge. De a comunica. Asta pentru că aveți și cavalerul de spade. Voi aveți nevoie de comunicare și deocamdată în aceste trei cărți nu văd nimic legat de comunicare. Văd într-adevăr, pentru unul dintre voi să fie emoții puternice, să vă regăsiți într-un fel sau altul o stabilitate financiară, pentru că regele de bâte e stabil financiar. Dar nu văd comunicare, ceea ce pentru voi este foarte important. Însă cu doi regi și faetonul văd multă energie masculină. La capătul setului de cărți aveți nevoie de comunicare. Voi gemenii, aveți nevoie de comunicare. O comunicare care să vă stimuleze valetul de spade. Dar se pare că în acest moment, chiar dacă e stabilitate, chiar dacă există maturitate, nu există această scânteie. Așa simt, foarte curioasă. Nu există această scânteie. Pentru unii dintre voi s-ar putea să fie o situație la distanță, vă și faetonul, vă și lumea și 8 de bâte, o situație la distanță și din cauza asta să nu se dezvolte eu știu ce. Scânteia respectivă. Dar dacă situația asta durează de mai mult timp
S-ar putea la un moment dat să rămâneți dezamăgiți undeva mai spre fecioară, da? Leu fecioară, să fiți dezamăgiți de această comunicare care este destul de 7 de monede, mi se pare, a noastră. Simt că la un moment dat unul dintre voi va dori soriște într-o direcție care îi aduce mai multă pasiune, mai multe dezbateri. Da? Însă, chiar dacă în acest moment această energie este stabilă cu doi regi și amândoi foarte frumoși, nu zic că nu este, este o energie foarte frumoasă. Regele de monede și regele de cupe sunt doi regi pe care te poți baza. Cu care poți merge, poți avea victorie. Dar nu este acea scânteie care să vă aducă vouă niște satisfacții intelectuale. Așa văd. Așa simt, așa văd. Acum depinde de voi ce vreți să manifestați. Depinde de vârsta voastră. Da? De educație. De multe depinde ceea ce vă doriți. Depinde de planetele personale, că sunteți mulți gemeni cu... Ia uite. Mă gândeam la balanță și a apărut asul de spade invers. Probabil că nu comunicați cu o balanță unii dintre voi. În fine. Sau cu fecioară. Era între etalări. Ok. Geme și balanță. De 3 ori. O dată. De 2 ori. Ia uite. A apărut deja 2 cărți, încă o dată carte. Asta. Dezamăgire, geme și balanță. Dezamăgire. Însă, 9 de spade, griji, stres mental, asul de bâte, nevoia de comunica, cum am zis mai devreme și la fecioară, de a comunica într-un mod creativ, inovativ. Și regina de monede. O energie stabilă, creativă, mult mai frumoasă din punctul meu de vedere decât regele de monede, să zicem. Unii dintre voi sunteți într-o situație complicată din cauza că sunteți mame și aveți un copil. Un copil este la mijloc între voi doi. Da? Da? Aici este figura soției sau a mamei. Da? Unul dintre voi își face griji. Pentru că la mijloc există valetul de bâte, un copil. Își face griji probabil pentru că a fost un triunghi sau că au fost niște dezamăgiri, neapărat triunghi, au fost niște dezamăgiri. Este o inimă frântă în această poveste. Dar, repet, cineva încearcă să-și mențină stabilitatea sau pentru un copil sau celălalt se stresează din cauza că e un copil la mijloc și nu poate să ia o decizie. Există o inimă frântă în această situație. Comunicați lucruri practice. Na. Deși există o figură foarte... Există între voi un semn de foc. Există între voi, dacă acel valet de bâte nu reprezintă copilul, pentru unii dintre voi, poate să reprezintă un semn de foc. Sau cineva cu marcaj în semn de foc, cineva care aduce pasiune în viața unuia sau altuia și se pune problema unor... Se pun niște argumente... Se discută despre niște lucruri.
Încerc și o să mă exprim cum pot. Se discută despre niște lucruri în acest cuplu, în această situație. Pentru că acest personaj este pus să aștepte până se discută, eu știu ce aveți voi de discutat împreună. Și cine îl așteaptă pe acest personaj riscă. Nu știu, plutește ceva în aer. Plutește ceva în aer în această situație. Haideți să vă mai dau și alt mesaj ca să nu fiu chiar așa de pesimistă. Dar e clar cu aceste dezamăgiri că e o situație foarte neplăcută. Dacă acum vă faceți griji, încercați și comunicați într-un mod creativ care să vă readucă stabilitatea în casă sau în cuplu sau în relație, neapărat casă, că poate nu sunteți căsătoriți, să creați, încercați să creați ceva cu pasiune, da? Să comunicați, eu știu, atracția, ce vreți, ceva frumos, ca să puteți recrea această stabilitate și să vă îndepărtați de această energie destul de sumbră și destul de tristă, pesimistă, depresivă, da? Chestiune în care maternitatea este pusă în discuție. Nu știu de ce, așa mă gândesc acum. Maternitatea. Gemeni și scorpion. Gemeni și scorpion. Gemeni. Am văzut multe cupluri gemeni și scorpion. Doamne! Deja a apărut câte cărți? Oh, asta e, pe asta le citesc. Așa au apărut, așa le citesc. Gemeni și scorpion. Multă bucurie cândva, v-ați atras. Dar acum lacrimi. Pentru că unul dintre voi încearcă să atragă atenția cu orice chip și celălalt se consumă. Și uite așa, se blochează comunicarea. Iar este doi. Doi de bâte, doi de monede, pardon. Magicianul, puteți să fiți voi? Dacă sunteți căsătoriți, sunt niște secrete în jurul acestei căsătorii. Dar, am zis, 10 de cupe, multă bucurie, multă atracție, un vis frumos, repet, un vis frumos, care în ultima vreme sau acum s-a transformat într-o decepție, într-o dezamăgire. Asta pentru că cineva a căutat să atragă atenția și a produs această separare. Să nu fie o situație în afara relației, în afara familiei. A apărut și Marele Preot, au apărut două cărți de 10. Familie. Acum, că a fost frumoasă pentru unii, că pentru celălalt a fost o familie obositoare pentru altul. Voi știți în ce poziție sunteți. Poate că amândoi aveți familii separate. Apare jonglerul. Însă, repet, dacă la început a fost frumos, apar lacrimile, apare consumul de energie, apare tăcerea sau imposibilitatea de a alege, da? Și aici se vede, imposibilitatea de a alege și de a manifesta ceva pozitiv, pentru că manifestați 5 de monede. Într-o relație spirituală, într-o relație stabilă. Înțelegeți? Sper că înțelegeți. Sunt curioasă cu cine rezonează. Foarte curioasă.
Șasele de bâte, în acest context, îl văd un soi de narcisist sau neapărat, poate e cuvântul prea dur, cineva care caută, am zis, să atragă atenție. Unde sunteți voi? Rămâne de văzut, voi știți. Nu e treaba mea. Gemeni cu săgetător. Gemeni cu săgetător. Ia uite, iluzii, secrete. Sau o bucurie pe care o țineți în secret, rămâne de văzut. Gemeni, mora, oprește-te. Gemeni cu săgetător de 3 ori. O dată, de 2 ori și de 3 ori. O, 4 de spade. Ce energie aveți în perioada asta? 5 de cupe. O, și împărăteasa. Și asul de cupe. Unii dintre voi sunteți încă supărați. Încă trebuie să vă vindecați de o situație din viața voastră. Eu zic că sunteți voi aici, că e semn de aer, da? Și pentru că ați început așa în starea aceasta de tristețe care trebuie vindecată și înțeleasă, da? Dezamăgiri. Bănuiesc că tot voi sunteți aici, gemeni cu săgetători. Sunteți în opoziție, știți, da? Și opozițiile nu merg bine totdeauna. Însă, interesant este că, deși voi acum, unii dintre voi, repet, sunteți, plângeți, poate ați fost bolnavi, sau plângeți niște cuvinte care au fost spuse, încercați să vă conectați la, să vă înțelegeți trecutul. Dacă reușiți să vă înțelegeți trecutul și dacă vă întoarceți din trecut, vă întoarceți către prezent, către aceste două cupe, puteți manifesta o creștere în relația voastră, dar aceasta se face cu multă înțelepciune. Da, apare 4 de spade, trebuie să vă echilibrați mental și trebuie să transformați aceste lacrimi, să vă întoarceți privirea către 2 de cupe. Apare această împărăteasă, urmată de asul de cupe. Apare o creștere, apare o vindecare, poate pentru unii o situație. Care ține de capacitatea voastră a doamnelor de a da naștere unui copil. Poate că unele ați făcut tratament în acest sens și începe să... Și puteți. Bine, este un scurt mesaj. Însă, la capătul setului de cărți, ce aveți? Aveți un turn, aveți o separare, v-ați separat. Posibil unii dintre voi ați fost la distanță. Pentru că văd un 3 de bâte și faetonul și cavalerul de bâte. Unii dintre voi s-ar putea să fi fost la distanță. Dacă ați fost la distanță, s-a creat această separare, aceste griji, aceste neînțelegeri, aceste lacrimi. Însă, dacă vreți să recreați, pentru că aveți două energii care vă ajută să recreați acest turn, dacă vreți să recreați și să tăiați tot ce v-a ținut stagnat sau pe loc în manifestarea acestui suflet pereche, așa simt, dacă vreți să faceți acest lucru, aveți acest potențial, regina de împărăteasa și asul de cupe. Vă puteți vindeca, dar nu repet, e prima oară când spun. Ca să puteți manifesta reconstrucția acestei situații, da? Turnul și 4 și 5 de cupe, o situație neplăcută, să zic, care se manifestă în viața voastră în mod diferit, regina de spade, da? Situație stagnantă, acasă sau în relația aceasta. În primul rând,
Trebuie să vă vindecați, pentru că cineva clar plânge. Trebuie să vă vindecați, asul de cupe, și să vă dați creșterea de care aveți nevoie. Să vă concentrați pe starea voastră de bine, să vă concentrați pe echilibru, să vă concentrați pe manifestarea dragostei, nu a regretelor. Altfel, cu cât vă gândiți și deveniți foarte raționali și vă gândiți la trecut, stagnați manifestarea acestei relații, acestui potențial. Că o fi la distanță, că o fi aproape, da? Așteptați să vină cineva. Așteptați trei de bâte să vină cineva, faetonul, cavalerul de spade. Așteptați o împăcare. Așteptați ca cineva să fugă dintr-o situație neplăcută ca să se întâlnească cu voi. Există mai multe variante. Asta a fost cu săgetătorul. Gemeni cu săgetător. Nu, asta e. Ne punem. Unde era gemeni cu capricorn? Există gemeni cu capricorn? Nu știu, eu fac datoria, da? Vedem. Gemeni cu capricorn. Nu prea am auzit, dar eu știu. Gemeni cu capricorn. Ah, ba da, mi-aduc aminte. Dar o singură dată cred că am auzit. Gemeni cu capricorn. Gemeni cu capricorn. Ah, asta? 9 de cupe? Puterea. Gemeni cu capricorni. Ha! Asul de cupe. Ce frumos a ieșit. Interesant. Gemeni cu capricorni. 9 de cupe, puterea și asul de cupe. Deci cu 9 și cu asul deja ajungeți la 10. Deja ajungeți la 10 la satisfacții. În cazul celor dintre voi care ați reușit să vă bucurați de voi înșivă, să vă dezvoltați această dragoste, stimă față de voi, această relație vă dă putere, pentru că voi deveniți amândoi separat, sunteți puternici împreună și împreună creați un nou concept, da? Creați această nouă cupă care vă umple sufletul la fiecare. Deci sunt cărți superbe. Acum repet, eu am zis gemeni capricorn, gemeni săgetător, că se manifestă anumite planete din viața voastră, din harta voastră în aceste etalări, rămâne de văzut. Pentru cei care știu o leacă de astrologie, vedeți și căutați cum se manifestă Luna, Venus în aceste mesaje, că sunt foarte scurte și foarte generale. Dar împreună sunteți puternici, dragii mei, și știu, într-adevăr, un cuplu, nu știu mai multe. Gemeni cu capricorni. În general, sunt aproape de opoziție, dar nu sunt în opoziție și exact aceste unghiuri sunt foarte creative. Cum sunt peștii cu leu. Sau, da? La capătul setului de cărți, ia uite, apare capricornul, da? Regina de monede, capricornul. 9 de monede, da? Stabilitate financiară, nu doar emoții. Stabilitate financiară, independență financiară, că de fapt, da? 9 de monede poate să fie foarte bine, tot așa, o persoană cu planete în Capricorn, pentru că ei sunt concentrați pe carieră, da? Pe stabilitate. Victorie! Și transformați o situație care... a fost stresantă la un moment dat. Reușiți să transformați. Însă, cărțile arată foarte bine. Sperați, 9 de cupe este speranță, că această relație vă dă stabilitate, vă dă putere, în august, e în august, și avem și 9 septembrie, să zicem, vă dă putere, vă vindecă, vă umple sufletul într-un fel sau altul, dar, repet, se poate, chiar dacă nu sunteți aparent în trigon sau în sextil, poate aveți niște planete care vă susțin această... Ia uite, nebunul. Pentru cine o fi, nu știu. Deci vreau să zic că vă susțin această compatibilitate. Gemeni, măi, dar ce sar cărțile, gemeni, nici n-am dat. Pentru cine o fi, nu știu. 4 de monede.
un nebun și un 4 de monede. Că ține de Capricorn, că ține de Vărsător. 4 de monede înseamnă stabilitate, înseamnă principii. Hai să vedem Gemeni și Vărsător. Gemeni, Vărsător. Asul de spade. Regele de băte. Gemeni și Vărsător. 7 de băte. Între Gemeni și Vărsător, dragii mei, să nu apară un semn de foc. Între Gemeni și Vărsător apare asul de spade. Nevoia de a comunica. Iar apar dezamăgiri și aici. 3 de spade, 3 de bâte. La distanță. Așteptați ce așteptați? O creștere. Așteptați vindecarea. Ia uite. Vindecarea în relație cu un semn de pământ sau cu cineva în semnul leului. Uf! Că sunteți voi, că sunt ei, vărsătorii care trebuie să se vindece de un semn de pământ sau de cineva cu marcaj în semnul leului sau scorpionului. Wow! Ce cărți! Cine m-a pus să mă uit la ele? Hai să ne concentrăm pe asta. Deci este nevoie de victorie, de comunicare în adevăr, de a manifesta un nou început, cu încredere. Cu încredere. Care sunteți aici rămâne de văzut. Frumos ar fi să fiți voi, da? Să aveți încredere, să aveți pasiune, să manifestați tot ce e mai strălucitor în voi, că sunteți gemeni, da? Dar, pentru asta trebuie să vă luptați, să vă protejați. Dacă este pasiune între voi, gemeni și vărsători, protejați-vă această pasiune, acest personaj, protejați-l. Eventual și ei vă pot proteja unul pe celălalt, vă puteți proteja, vă pot proteja pe voi. Însă, este o situație, cel puțin unul, deci cărțile sunt frumoase, afară de faptul că e 7 de bâte, care uneori poate să fie ori un apărător, ori o persoană defensivă, dar variază în funcție de situație. Interesant este, trist este de fapt, că apare această inimă frântă, poate că ei sunt, mă înțeles. Poate că ei sunt un pic dezamăgiți de o situație prin care au trecut. Ce e 7 de bâte? Da, puteți să luptați pentru o colaborare, dar dacă vă doriți această colaborare... Dar țineți în secret lucrurile bune pe care le aveți împreună. Eu așa simt. Țineți în secret lucrurile bune. Ca nu cumva să apară alte personaje să vă distragă. Eu știu, potențialul, cum să zic. Gemeni și pești. Ciudate. Nu știu de ce e ciudată etalarea asta. Eu mă simt foarte bine. Nu au fost așa prea grozave. Poate și faptul că mesajele de la început au vorbit că trebuie să vă întoarceți către lumină. Deci gemeni și pești. De 3 ori odată. De 2 ori. De 3 ori. Ok. Eremitul. Asul de spade. Tot a apărut foarte mult as de spade a apărut la voi și roata norocului. Între gemeni și pești este tăcere. Este o răceală. Este tăcere și trebuie manifestat adevărul, trebuie manifestată comunicarea, trebuie manifestată victoria ca să puteți să schimbați ceva, să schimbați ceva în această tăcere. Trebuie manifestată comunicarea. Este foarte simplu. Aveți două arcane majore și un as. Energie foarte intensă. Posibil pentru unul dintre voi simte atracție, da? Dar această atracție aduce multă transformare, stres mental, da? Și transformare.
Scorpionul. Ca să puteți, 8 de spade și 8 de monede. Trebuie să munciți ca să ieșiți din această energie foarte... Da, unul dintre voi este căsătorit, dar regina de spade, semnul gemenilor, în general, este într-o relație stabilă sau concentrat, da? 10 de monede și regina de monede, da? Unul dintre voi este într-o situație acasă, da? Și dacă se manifestă situația probabil cu peștii, se produce o ruptură, o separare. Și din acest motiv apare și moartea și 9 de spade. E un stres mental. Din cauza că, da, a fost atracție, este atracție, dar dacă vă lăsați, este o legătură karmică, este o întâlnire karmică, dragii mei. Este, o întâlnire de destin. Dar probabil că semnul gemenilor trebuie să se gândească la această lecție spirituală, pentru că, și Jupiter, semnul lui săgetătorului și al peștilor, ăsta e Jupiter, da? Iar e cuadratură. Acum depinde de asta, de planetele pe care le aveți. Este o lecție spirituală. Băi, asta cine știe astrologie, toți cei care știu astrologie știu că relația dintre gemeni și pești este o legătură spirituală în care gemenii trebuie să crească. De la Mercur către Jupiter e o creștere și Mercur și Jupiter nu sunt foarte buni prieteni. Mercur, vorbeam de planete. Deci, lecție spirituală, întâlnire karmică, tăcere sau cuvinte destul de puțin spuse. Este nevoie de comunicare, de adevăr, ca să puteți schimba energia. Cam asta e. Vă pup, sper că v-a plăcut, sunt foarte curioasă. Numai bine. Pa, pa!